După o remiză de luptă cu maestrul internațional maghiar Andraș Mezaroș, l-am invitat să ne spună câteva cuvinte pe maestrul internațional din Moldova, Serghei Vedmediuc. Cum au decurs ostilitățile cu jucătorul din țara vecină nouă? Bine, a fost o partidă tensionată de la început până la sfârșit. Cred că nu am jucat bine, dar în sfârșit am reușit să scot un egal, o remiză. Și ce îți propui pentru rundele care au rămas ca strategie? Să joc în fiecare rundă la câștig, să depun toate eforturile, iar ce se va primi, se va primi pe final. Nu vei profita în această pamează de ultima ocazie de a lua un bai cu remiză? Sincer vorbind, acum mă gândesc la acest moment, dar încă nu am luat decizie finală. În vara anului trecut, câștigai la Satu Mare un important turneu, SPI Open. Ce amintiri păstrezi de atunci? Sunt amintiri plăcute la un turneu pe care îl câștigi, în special că nu câștig des turnee de gen Open și cu un asemenea rezultat de 7,5 puncte, nu reușesc să joc în fiecare zi turnee. Și de la ultima partidă pe care a avut-o acolo cu versatul maestru internațional Dan Bogdan? A fost o partidă grea în care am fost nevoit să joc doar la câștig din cauza unui sistem interesant de coeficiente și dacă partida se termina cu remiză, cel mai probabil rezultat, dacă jucam mai calm și liniștit atunci, puteam să nu iau locul întâi. Și de ce am fost nevoit să joc doar la câștig cu negrul contra un maestru internațional de clasă? Pe final am reușit, dar nu a fost ușor. Totuși, victoria a apărut categorică în cele din urmă. Posibil, dar în prima oră acelui joc nu mă simțeam bine și n-am prins un ritm de gândire bun. Am stat mult timp pe gânduri. Mi era greu să joc de dimineață. Împreună cu un alt coleg de-al tău din Moldova, Iulian Baltag, prezent aici, veți face parte din echipa națională a țării voastre la Olimpiada de la Istanbul. Cu ce tonus veți merge alături de monștrii sacrei șahului moldovenesc, precum Bologan sau Svetușkin? Întotdeauna e plăcut să joci într-o companie de mari maestri internaționali cu talii renumite. E clar că poți să înveți foarte multe lucruri de la dânsi și e clar că trebuie să mă pregătesc cât mai bine ca să țin cât de cât un nivel de pregătire bun și un nivel de joc cel puțin pe tabla a patra. Și ai emoții pentru marea competiție din Turcia? Emoții nu am. Am avut o experiență de două campionate europene în care am jucat cu adversari buni, dar simt o responsabilitate sporită față de acest turneu. Vei avea ce povesti elevilor tăi, pentru că țin să spun iubitorilor șahului din România că la multe dintre turneele la care participi vii și cu o parte dintre cei pe care îi antrenezi. Da, cred că după acest Open și după turneul următor o să analizăm greșelile, o să cele mai bune partide o să le prezint și este un turneu foarte bun aici, din Arad, din punct de vedere o experiență necesară pentru Olimpiada. Și la care sper să mai revii? Sper. Este de a treia oară, de a treia ediție când particip la Arad Open și este cel mai tare turneu din cele în care am participat și în care pot să fac o comparație. Să sperăm că îl vei încheia și pe un loc bine meritat. Mulțumesc mult!